E bine, și vorbim până la urmă de vacanțe, nu? Da. Ioana Lămurire, mie nu-mi place mare, asta este clar. Dar nu înțeleg de ce nu se gândește nimeni sau cât de complicat mă rog, este logistic. Mă rog, place ideea de a sta, de a lâncezi la plajă. Nu pot să cred că nu-ți place mare în sine, nu? Nu vreau să comentez, nu vă provoca. Mă gândesc că sunt oameni care vor, pentru că le place marea, să meargă în acea perioadă acolo. În extra sezon, de pe acum. Da. Nu prea găsești hoteluri deschise de pe acum. Nimeni nu-și permite să le mențină încălzită o iarnă întreagă. Mă gândesc că de asta închid hotelierii, pentru că e costisitor să ții un hotel întreg cu centrala pornită peste iarnă. Atunci apar diverse probleme, eu știu, infiltrații, mucegai, etc. Și încep renovările, într-adevăr, acum, în prag de sezon. Pe de altă parte, cum este că te duci de 1 mai și vezi pe om că e cu ciocănelul și că și încă mai repară? Da, repară și rezolvă problema. Și atunci nu-ți vine să te duci când știi că ai imagini de genul ăsta, nu-ți vine să faci un drum în afară și să te gândești că e mult mai practic să vizitezi un pic o destinație din exterior, pentru că te gândești atât de simplu. Pe de altă parte, Daniel, în cele 3 luni de vară, hotelierii din România câștigă atât de mult și atât de bine, încât cred că nu-și pun problema să mențină sezonul mai mult sau să-l înceapă mai devreme. Hai să vorbim cu Răzvan Pascu, că e alături de noi și vorbim despre ce înseamnă astfel de... Salut, Răzvan! Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața, bună dimineața, dragilor. Noi avem o polemică aici. Amândoi, nu știm de fapt care este realitatea. De ce nu avem și noi un extra sezon pe litoralul românesc? N-ar trebui? Că sunt oameni care vor asta. De trebuit ar trebui, dar pentru asta trebuie să se întâmple ceva. Adică, în primul rând, sunt foarte multe modificări care ar trebui făcute în ceea ce privește modul în care vede, să zicem, guvernul sau administrația centrală lucrurile acolo pe litoral. Și anume, ca să vină oamenii pe litoral, trebuie să existe ceva evenimente. Că sunt evenimente făcute, nu știu, în extra sezon, tot felul de spectacole, tot felul de conferințe. Sau că sunt, de exemplu, știu eu, tratamente pe care oamenii să le poată face, să vină pentru turiști de sănătate. Mă gândesc că Tehir Ghiol, nu? Ceva. Apropo, da, Tehir Ghiol nu e ca și cum funcționează doar vara, că Nămolul nu-i doar vară, nu? Exact, exact. Deci dacă ar putea fi extins acel Tehir Ghiol pe tot litoralul, ar putea fi un exemplu de succes. Deci cumva ar trebui să se întâmple ceva. Fie că sunt evenimente, fie că este turist de sănătate, oamenii trebuie să vină și pentru un alt motiv decât soarele din timpul verii. Deci asta e ideea. Ori până acum, de 20 de ani se vorbește despre asta, dar și nu s-a întâmplat nimic. Și n-a existat motivul. Da. Da, nu s-a întâmplat mai nimic. Răzvan, și nici nu cred că se va schimba, vă spun cu toată sinceritatea. Adică văd, mai degrabă, dacă aș vedea o schimbare, o văd din prisma actorilor privați. Văd că sunt tot mai multe investiții private pe litoral, investiții de 10 de milioane de euro, mai ales acum, de exemplu, inclusiv în sudul litoralului, ne uităm pe zona Neptun Olimp, care începe să se ridice, sunt câțiva dezvoltatori foarte puternici care intră acolo, dar nu e suficient, adică e nevoie și de un efort al autorităților locale care să ridice cumva zonele și, cum spuneam, nici măcar nu trebuie să facă mare lucru, adică nu vorbim de bani, vorbim doar de bunăvoință, să își pună mintea la contribuție, să facă un pic de brainstorming cu actorii din mediul privat și apoi împreună să dezvolte niște evenimente, de exemplu. Răzvan, unde îmi recomand mie și Irinei să mergem, ne luăm familiile, avem câte 2 copii, avem și căței, nu mai zicem de asta. Unde ne recomand să mergem, dacă nu România, în afară? E foarte complicat atâta timp cât, știi, nu vreau să dau sfaturi astfel încât să nu fie potrivite pentru voi, dar să vorbesc așa un pic la general. În perioada următoare am observat că au început din nou românii să-și rezerve city break-uri, ori de 2 ani de zile nu au mai fost românii city break-uri sau foarte puțin au fost, pentru că când nu erau restricții la noi, erau în partea cealaltă a Europei și invers. Și mă bucur că revine această bucurie a city break-urilor. Și am observat oarecum, nu știu dacă este neapărat trend, dar am observat, e o observație personală mai degrabă, că se duc oameni în city break-uri care nu mai înseamnă orașe mari, deci capitale mari europene, ci cumva orășele mai mici. Adică dacă, de exemplu, călătoreau înainte la Roma sau la Paris, acum se duc în Alsacia, de exemplu, tot în Franța sau în Sicilia sau la Napoli, deci în orășele mai mici. Și asta cred că se va menține acest trend. Și bineînțeles, eu sunt cumva specializat pe destinații exotice, iar astea au funcționat în toată această perioadă de pandemie.
pandemie. Evident, foarte multe au fost închise, dar au fost și câteva care au fost deschise. Iar în ultimii 2 ani, eu vă spun cu toată sinceritatea că am călătorit mai mult decât înainte de pandemie. Te-am văzut, cu grupuri de turiști prin toată lumea. Da, așa că pentru mine, cumva, faptul că acum o parte dintre români descoperă și ei că pot să călătorească, asta nu e ceva nou, pentru că eu știu că au fost mii de oameni care au călătorit în, chiar și în perioada aceasta. Mă uit pe cifrele de la aeroportul Otopeni și văd că există încă o scădere de 30% față de 2019, dar clar este pe trend pozitiv. Te duci dimineața în aeroport și vezi că e full și vă recomand tuturor, dacă plecați din București, să plecați cu 3 ore înainte să vă duceți la aeroport. Iar pe perioada acestei veri, datorită curselor charter, cred că va fi aglomerația și mai mare și tot mai mulți oameni vor călători. Deci eu cred că vara aceasta se va călători foarte mult, atât în destinațiile clasice precum Spania, Grecia, Turcia, cât și în cumva destinații mai noi pe care oamenii vor trebui să descoperi în afara Europei. Ești de neoprit, ești pe trend ascendent. În ultimele două veri de pandemie au existat cumva niște schimbări ale concepției turistului. Fie își alegeau vile private pentru a nu interacționa cu foarte mulți turiști, fie alegeau strict varianta asta de ultra all-inclusiv pentru a-și petrece cât mai mult timp posibil într-un singur loc și pentru a nu se plimba prin restaurante, etc. Se schimbă și la capitolul ăsta tendința anul acesta? Ieșim mai mult din hotel? Ne plimbăm mai mult? Da, sunt convins că așa se va întâmpla. Mă uitam chiar dimineață, citeam un comunicat al unei companii foarte mare de croazieră, care spunea că începând cu vara aceasta își va scoate toate navele de croazieră pe în larg. Și nu știu dacă știați, dar vă spun eu, în ultimii 2 ani în pandemie, navele de croazieră nu au mai permis turiștilor de pe vas să coboare altfel în porturi decât în excursii organizate. Practic, ce vreau să spun este că dacă până acum, înainte de pandemie, puteai să cobori într-o excursie, ajungeai într-un port și coborai și îți făceai excursia pe cont propriu, te plimbai pur și simplu, e bine, în ultimii 2 ani, majoritatea companiilor de croaziere nu au mai permis lucrul acesta și s-a mers doar în excursie plătită pe care trebuia să o cumperi de pe vas într-un mod organizat. Ei spuneau că în felul ăsta îi știu pe oameni că i-au ținut pe toți aproape și că n-au intrat în contact cu foarte multă altă populație. Ori și acolo se schimbă trendul, pentru că această companie de croazieră anunțase că începând cu vara aceasta se va putea să-i lase pe oameni liberi ca și până acum. Deci eu cred, dacă există un trend atât al operatorilor din turism, cât și a turiștilor în sine, care vor vrea să călătorească mai mult, să scoată capul mai mult din hoteluri și să nu mai călătorească într-un mod așa mai, cum să zic, mai... în care mai, siguranța să primeze, da, și nu neapărat de, în modul care te simți. Nu neapărat, știi cum e, asta cu siguranța oricum va prima întotdeauna, dar cert este că oamenii vor vrea să facă mai mult decât să stea într-o vilă cumva retrași și dacă până acum au fost dispuși să plătească o sumă mai mare de bani doar pentru a merge să stea un pic mai retrași, acum cred că și observ chestia asta, inclusiv în grupurile mele. M-am întors de curând din Mexic și am fost la un spectacol acolo la X-Caret cu 8.000 de oameni în sală și nu am avut nicio problemă. Răzvan, nici eu și nici cei care erau cu mine. Te rog. Da, dacă ar fi să alegem vila respectivă, să fie la mare, cum îi place Irinei, sau la munte, cum îmi place mie? Să fie la mare, să fie la mare cu munte. Deci, ca să împaci pe toată lumea. Uite, da, asta poate nu se poate. Ba, se poate, cum să nu, sigur că da. Uite, în Grecia am descoperit o insulă foarte frumoasă și se numește Kefalonia, pe care mulți dintre români nu o știu și este o insulă superbă, tocmai prin prisma faptului că muntele se termină direct în mare. Și ca asta sunt multe altele, cum este și destinații exotice, cum este, de exemplu, Mauritius sau cum sunt și zone din Caraibe, care sunt insule vulcanice și în care se poate să ai lucrul acesta, să se termine muntele chiar în mare. De aceea, de exemplu, Seychelles este una dintre, de fapt, poate destinația mea preferată de plajă din lume. E mai scump, evident, e mai greu de ajuns, dar există și în Europa astfel de... Și dacă nu vrem să mergem, să stăm doar la... să avem doar nisip, atunci putem să, nu știu, să încercăm Muntenegru sau Albania, de exemplu, că acolo vom avea și munte. Deci, cu siguranță, există variante să le împăcăm pe toate. Există să împaci pe toți, da, da, da. Călătorile întotdeauna trebuie să fie despre bucurie. Scurt, așa, pe final, spune-ne unde am putea să ne petrecem Paștele în România, pentru că sunt foarte mulți români care rămân în continuare acasă, la mama sau la pensiune?
Acasă la mama, spun cu toată sinceritatea, dar fiecare an, nu e doar acum că e război și că e pandemie, asta se întâmplă în fiecare an. Oamenii nu prea călătoresc de Paște. Acum mai sunt evident și familii, că nu putem să generalizăm, mai sunt și familii care vor vrea să călătorească de Paște, iar aceștia, majoritatea, vor merge fie în destinații de genul Israel, să zicem, dar nu cred că foarte mulți, pentru că încă mai e cu test și acolo, și la sosire și la plecare, dar cei mai mulți vor sta acasă. Deci asta este clar. Iar cei care vor vrea să călătorească vor merge în România, probabil în regiuni de genul Bucovina, unde vor vrea să se bucure cumva și de tradiții. Dar nu știu dacă anul acesta va fi chiar la fel de full ca în anii trecuți. Mulțumim tare mult, pentru intervenția ta și informații. Mulțumim. E bun. Doamnelor și domnilor, până la Paște mai e. Noi ne luăm la revedere și ne revedem.